Da. V-am chemat pentru faptul că aici persistă de ani de zile problema cu apa. Am crezut că atunci când se va asfalta strada, se vor termina problemele astea. Din ce cauză? Am rugat pe domnul Trofin, care era șef de lucrări, să ia măsuri, să dea strada puțin mai jos. Deci, dânsul dumnealui, în loc să dea strada mai jos cu câțiva centimetri, să nu mai intre apa în garaj, să-mi stric clădirea care la ora respectivă costă atâția bani. Am canal. Este plin de mâl. Deci nu se mai poate. Am un stres extraordinar când plouă. În loc să ne bucurăm pentru ploaia care ne dă bunul Dumnezeu, trebuie să fim stresați, înnebuniți. De ce? Fiindcă primăria Târgu Neamț nu a luat măsuri cu Conextul, societatea care a făcut această lucrare. Au fost niște alcooliști, niște bețivani, care nu au fost supravegheați de nimeni din primărie. Eu cât am stat acasă, că eu sunt pensionară, am supravegheat să vedem ce fac, ce drept, ce... Nimic, domnule, nu aveai cu cine discuta. Am vrut eu să plătesc personal, să-mi pun un gagher în fața garajului, să nu mai am apă în garaj, în canal. De unde? Nu, punem noi, nu trebuie să plătiți dumneavoastră. Erau, probabil, teamă că m-au văzut o femeie destul de capabilă. Și, ca atare, uitați-vă în ce situație am ajuns. Ce să fac? Să stric strada, să sparg? Nu vreau să am probleme cu legea, n-am avut și nici nu vei avea niciodată. Dar vă rog frumos, domnul primar, domnul Trofin, care v-am atenționat, v-am sunat din Marea Britanie, de la fica mea, că am fost în vizită la ea. Domnule, aveți grijă ce faceți acolo, nu vreau să mai am probleme, nu vreau să vă mai sun, nu vreau să vă mai... Să ne... Că nu sunt omul scandalului. Dar dumneavoastră ce ați făcut? Domnul Durubacă, v-am sunat. De două luni de zile tot îmi spuneți că vin, rezolv. Când rezolvați, domnul Durubacă? După ce o să mi se termine garajul de căzut jos? Pentru ce? Pentru ce mă tai asta de joc? Plătesc că sunt cu impozite la zi, sunt cu toate datoriile la zi, cu toate că pensia mea nu este ca salariile dumneavoastră, ca câștigurile dumneavoastră. Mă descurc așa cum pot să-mi dea Dumnezeu sănătate. Dar și dumneavoastră, domnule, să vă faceți treaba cu simț de răspundere. Am avut mare încredere, domnul primar, în dumneavoastră, că dacă ați fost omul legii dintotdeauna, v-am ales și la primul mandat și la al doilea mandat. Dar în stilul ăsta îmi pare rău, cam m-ați dezamăgit. Nu știu de când persistă această problemă? Această problemă cu strada Garafele există înainte de a se pune asfaltul. Numai noroaie, este o filmă... Mai exact. Cam de 3 ani de zile. Cu toate că soțul meu a tras garajul mai în interiorul curții ca să nu mai avem probleme, dar uitați-vă că, din păcate, nu a fost de ajuns. Ați depus sesizare la primărie? Nu. Ce v-a răspuns? Am mers doar și am vorbit cu domnul primar, Harpa. Mi-a spus că o să rezolve. Știți, vorbe goale. Când, domnule primar, veți rezolva această problemă? Îmi spune și mie, vreau și eu un termen. Dacă nu se poate, vă sun pe telefon, nu-mi răspundeți. Domnul Durubacă răspunde când vrea dumnealui. Se enervează, că îl deranjezi probabil pe scaunul călduț. Îmi pare rău. Ce așteptări aveți în continuare? Aștept neapărat să mi se rezolvă problema, să nu-mi strig garajul, că nu mai am soțul meu care a muncit toată viața și la gaz și peste tot să-mi repare el. Dacă nu am să chem o firmă de construcții și să-mi sparg strada, că nu mai pot. Vă rog, mi-a ajuns nervii la maxim. Vă rog să mă credeți.